V-ați gândit vreodată cum ar fi dacă un jucător din Superliga României ar face un challenge cu Ronaldo? Astăzi asta am făcut și dacă urmăriți până la final, o să vedeți cine a câștigat acest duel. Scrie acum un comentariu cu cine crezi că a câștigat și, la sfârșit, vezi dacă ai avut dreptate. Bine v-am găsit la Improve Football, din nou alături de domnul Tony aici, de fratele meu. Și astăzi, fii atenți, am pregătit pentru că mi-ai zis că îți plac TikTok challenge-urile. Astăzi am pregătit mai multe și rămâneți până la capăt să le vedeți pe toate. Aveți și Instagram-ul lui Tony acolo. Nu uitați, s-a terminat giveaway-ul, ați văzut cine a câștigat. O să mai urmeze noi concursuri cu domnul Tony Sefer, așa că urmăriți pagina de Instagram a lui și a mea până la capăt. Mergem? Haide, începem la prima. Da. Oh, forță. A intrat. Da, așa ceva. Hai. Asta e una, așa două, așa două. Forțată, dar a intrat. Mamă, cât efect a avut asta. Două, bine! Ia Toni, și a treia. Bine! Forță! Asta a intrat. Condusă frumos. Și a doua, ia să vedem. A doua. Frumos. Da! Sunt niște prove distractive în cazul în care sunteți pe un teren de fotbal. Cu siguranță o să vă placă foarte mult. Acest joc puteți să-l faceți și voi acasă cu 4 conuri diferite la culoare și 4 mini. Domnul Călin aici este arbitru și el va decide cine a câștigat, da? 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... 3, 2, 1 și... Hai, 3, 2, 1 și 3, 2, 1 și 1, 2, 3 și Hoța! Am fost bruzit pe faza aici. 3, 2, 1 și Oh! Ah, Bruzi, a făcut 1-1! Trei, doi, unu și... 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... E aproape, da! S-a făcut proba asta? Da, da. Da? Bun! Acum, băieți, facem ceva foarte, foarte distractiv. Puteți să încercați să-l faceți pe celălalt să reacționeze prin diferite lucruri. Începem, Tony? Haide! Una! Deci poți să oprești, poți să driblezi când vrei tu, da? Să-ți treabă-i? Unu, unu! M-am mișcat. M-a prins iar. Dar știi, dacă faci genul în viteză, te duci. Dacă faci genul, nu te duci. Dacă faci genul în viteză, e mai bine viteză. Mamă, m-am dus prin, nu că... M-am dus direct. Iar m-am dus. A
Așa, nu-i frumos, story, nu-i frumos așa. A. M-am dus, m-am dus, băieți! Asta se știe la proba următoare! Călin din spatele camerei o să ne dea plecarea, noi trebuie să trecem și să lovim mingea. Primul care lovește mingea și a trecut printre conuri, clar a câștigat. 3, 2, 1 și... Trecuse primul, dar uite, mai trebuie să dai și minge. 3, 2, 1 și... Ne pregătim. 3, 2, 1 și... Bă, nu vine să cred, a treia oară pe lângă, mă? 3, 2, 1 și... Mamă, că... Am nimerit de la urmă. 3, 2, 1 și... Oh! Trebuia să vină și la mine una. 3, 2, 1 și... N-ai voie să te întorci, n-aveai voie. N-aveai voie, băi, să te întorci, băi. Regulile noastre, nu? Adică... 3, 2, 1 și... Forță! Bun, dacă v-a plăcut această probă, apăsați butonul de like, 5.000 de like-uri și o să mai continuăm cu siguranță. Urmează o probă extraordinar de grea, o să vă placă cu siguranță și asta. Pun mingea din centru și să ajungă acolo, într-una din cele două cercuri. Ok? Cine dă primul câștigă, e clar. Dai unde vrei, în ce colț vrei tu, da? Ce colț vreau, și red, nu cum vrei tu, numai să ajungă mingea din centru, băi, să nu dai mâini, da? O, îi dau peste picioare. What's in the orbit? Mission abort. Repeat. Mission abort. Explorer, this is Kowalski confirming visual contact with debris. We have to go, we have to go, go, go. Frumos, Tony, aici. Deci cred că au trecut maxim 2 minute. Și tot te voi tați. Bă, tași-mă din gură că o dai, o să vezi că o dai fără să vrei și tot o dai. Am făcut și proba asta. Mai dau și eu 2-3 mingi acum, să văd dacă intră, dacă nu. Proba oricum a câștigat-o Tony. Frumos. Din 3 mingi le dau. Mai am 2, da? Am dat una, mai am 2. Direct intră mingea asta, fii atent acolo după Tony. La proba aceasta e foarte simplu, trebuie să ținem mingea în aer, Tony, să dăm mingea în aer, să luăm câte o minge. Dacă eu am luat o minge, țin pe picior, am reușit să iau o minge și încă țin pe picior și tu n-ai ținut, am câștigat. Dacă ținem amândoi, trebuie să mergem la următoare. Hai să vedem cât de simplu e. Hai. Semnalul Călin, tu-l dai, da? Da. Merge. A luat prima rundă. 1-0. Merge. Merge. A căzut, ce să mă? Merge. Merge la a doua, Tony. Merge la a doua? Da. Și merge. N-a căzut la mine. Și Se joacă. Se joacă, da? Hai, ține-ți. Și merge. N-am mai văzut. Ce? Merge? Da.
La locuri. Și a mers? Da. Merge. Păi ce-a unde o băgat? Plătim, în buzunar. 3, 2, 1 și... Da, da, cum, ia vezi, încerc. Mai dau una, încerc. Mai dau una. Puteți să o încercați și voi. Este o probă de control. Bineînțeles, puteți să vă ușurați cu mingile de tenis dacă e să vă puneți acolo sau altceva, să ridicați, să aveți în mână. Trecem la proba următoare. Bun. Deci pe dreptul. Bun. Băi, dar uite-te în cameră, băi, nu te uita așa, băi, acum am văzut ce se uita în jos. Băi, trebuie să te ții în cameră, băi. Hai. Oh. M-am uitat numai în cameră, uite-te acolo, în ăla, de la cameră, lasă, nu te mai uita în jos. Uita-te la mine aici. Acolo. Lasă. Mama, hai că era să fac întors. Hai. Bine. Deci nu am avut privire acolo, da? Deci acum avem two touch, doar două atingeri, fără cap și fără coapsă, da? Hai, ha, dă-i drum. Ma! Mi-a dat ăla jucăi. Hai. Bună, bună. Ah, mă, ce vrea să pun cu asta. Aaaa! Da, se bat. Eu. Ce-mi vrea de cap asta. Mamă. Ți-a tăiat răzplare. Oh, m-a prins aici, ia. Aaaa, mă ridic pe coasă. Băi, mă, că ai pus-o pe coasă, băi. Da, nu mai. Opa, cutia magică. Gata. Aaaa! Zic, băi, să vezi și eu opresc pe coapsă acum și dau una. Un exercițiu pe care puteți să-l faceți și voi acasă, oriunde, în parc, cu un coleg aveți nevoie doar de o minge și puțin spațiu și cu siguranță o să vă placă. Așa că apăsați butonul de like, să mai respir și eu puțin. 5.000 de like-uri și cu siguranță o să continuăm. Nu uitați, aveți Instagramul lui Tony acolo mai jos. Vă urmăriți și pe el acolo, da? O să facem noi concursul pentru voi. Vă salutăm!